Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 33 la versetul 46. Ascultați o altă pildă. Era un om gospodar care a sădit o vină. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teas în ea și a zărit un tur. Apoi a dat unul vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unii i-au bătut, pe alții, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți ori, mai mulți decât cei din tâi, și vierii au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelor? Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroare pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin. I want to just say how thrilled I am to be back at Faget with my wife Diane and we bring you our greetings from our home church in England. Vreau să vă spun că mă simt din nou bucuros și emoționat să fiu cu dumneavoastră la Faget și vă aduc împreună cu sora Diana și vă aduc salutări din partea bisericii din Anglia din care fac parte. You know, they say that you can't turn back time. It's not possible to do that. Se zice că nu poți să dai înapoi timpul. Este imposibil să dai înapoi timpul. But when I got off the plane on Thursday in Timișoara, I felt I'd stepped back a week. Dar când am venit, când am coborât din avion în Timișoara, m-am simțit ca și cum aș fi mers înapoi în timp o săptămână. Because this coming Sunday, at our home church is Easter Sunday. Pentru că duminica următoare la noi în biserica de unde faci parte este duminica Paștelui sau duminica Învierii. Last Sunday we had Palm Sunday at our church. Duminica trecută noi am avut duminica Florilor sau a intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Well, you probably know that's to do with the calendars. Pentru că probabil că știți deja, asta are de-a face cu calendarele. It's a lot of history, but you have the Julian calendar, we have the Gregorian calendar. E o întreagă istorie în spate, dar noi avem calendarul Iulian, iar eu calendarul Gregorian. But we have the same Lord Jesus Christ. Dar avem același Domn Iisus Hristos. I was thinking about this coming Sunday, because we celebrate it here in Romania and in Eastern Europe as Palm Sunday. M-am gândit la duminica aceasta care urmează, pentru că sărbătorim aici în România și în Europa de Est sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim. And so, as I was thinking what message could I bring to you this evening, I felt it was important that we prepare our hearts for this coming Lord's Day. Și gândindu-mă la mesajul pe care să vi-l aduc în această seară, m-am gândit că este foarte important să ne pregătim inimile pentru această zi a Domnului care urmează, duminică. I wanted to help you to understand the importance of Palm Sunday and its connection with Good Friday. Mi-am dorit să vă ajut și îmi doresc să vă ajut să înțelegeți importanța duminicii în care a intrat Domnul Iisus sau zilei în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și legătura sau conexiunea ei cu Vinerea Mare, așa cum o numim noi. Many Christians are confused about Palm Sunday with all its excitement of Jesus coming into Jerusalem and then Good Friday with the crucifixion. Mulți creștini chiar sunt în confuzie când se gândesc la bucuria care a fost în ziua intrării Domnului Iisus
Ierusalim și tot entuziasmul mulțimii și apoi vinerea lui crucificat. Some Christians think that something dreadfully went wrong between Palm Sunday and Good Friday, and that's why Jesus was crucified. Și mulți se gândesc că ceva s-a întâmplat totalmente greșit între duminică și vineri, așa că Domnul Iisus a ajuns să fie crucificat. Well, as we look at the scriptures this evening, I want you to see that that wasn't the case at all. Nothing went wrong, but everything went to plan. Dacă ne uităm în Scriptură, nu acesta este cazul. Nimic nu s-a întâmplat, n-a mers într-o direcție greșită, ci a mers totul după un plan. A fost un plan după care s-a întâmplat totul. I'd like to say at the beginning that what the day we celebrate Palm Sunday, that Jesus' victorious entry into Jerusalem probably took place on a Monday. Aș vrea să spun că intrarea Domnului Iisus Hristos triumfal, așa cum o vedem în Ierusalim, cel mai probabil a avut loc luni. And dacă so, luăm cu atenție zilele. So there was 5 days. He came in on a Monday, the crucifixion was on the Friday. 5 days. Așa că au fost 5 zile, dacă a intrat luni în Ierusalim și crucificarea a avut loc vineri, au fost 5 zile între care s-au întâmplat aceste lucruri. So we can ask ourselves, well, why did Jesus ride into Jerusalem on a donkey and cause so much excitement? Ne putem pune multe întrebări. De ce Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș? De ce a fost așa de multă încântare și bucurie? Why did the crowds cry Hosanna and cut palm branches down and laid their clothes on the floor as he rode over them? De ce mulțimea a strigat Hosanna și de ce și-au dat jos hainele și l-au pus înaintea lui și-au luat ramuri de firic în mână? Why were the religious leaders so angry with this triumphant entry into Jerusalem? De ce au fost atât de mânioși liderii religioși vis-a-vis de intrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim? And why did Jesus drive out the money changers from the temple? Și de ce Domnul Iisus Hristos a scos afară schimbătorii de bani din templu? Why did all of this happen? De ce s-au întâmplat toate astea? Well, the answer is because it was all ordained of God and the scriptures were fulfilled. Și răspunsul este pentru că toate au fost rânduite de Dumnezeu și a trebuit să se împlinească Scripturile. În toate aceste evenimente s-au împlinit Scripturile. This wasn't just a happy accident of events. This was all ordained of God. Nu a fost un accident fericit sau nefericit, ci totul a fost rânduit de Dumnezeu. Listen to what it says in Zechariah 9, verse 9. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. You see, this coming Palm Sunday, there will be lots of people in churches who will be excited about celebrating Jesus' entry into Jerusalem, but they will be ignorant of the real reason for it. Și duminica asta care urmează, vor fi mulți oameni în creștinătate care își vor aminti cu bucurie de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, dar vor rămâne cu totul ignoranți de motivul pentru care El a făcut lucrul acesta. Many people in churches this coming Sunday will identify with the same crowds that welcomed Jesus into Jerusalem. Mulți oameni în biserici duminica următoare se vor identifica cu acea mulțime care l-au primit bine pe Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim. And just like those crowds in Jerusalem, they won't really understand the significance of Jesus' entry into Jerusalem. Și la fel ca acea mulțime, ca acea majoritate a mulțimii, cei mai mulți nu vor înțelege nici duminica aceasta semnificația intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. You see, most people don't really understand who Jesus is
and why his entry into Jerusalem was so significant. Deci, trăim aceeași realitate, mulți oameni nu înțeleg cine este în realitate Domnul Iisus Hristos și care este semnificația chiar a evenimentului acesta, a intrării sale în Ierusalim. You see, most people are happy to sing hymns of praise to Jesus. They're happy to listen to a few Bible verses being read. Și astăzi mulți oameni sunt fericiți și se simt bine dacă cântă anumite cântări religioase, dacă se citesc câteva versete din Biblie, nu au nicio problemă. I suspect that most people that are in church this coming Sunday will have forgotten about Jesus by Wednesday the following week. Presupun că la fel mulți oameni care vor fi duminică în biserică la mijlocul săptămânii vor uita despre Domnul Iisus Hristos. Instead of meditating upon the scriptures during Holy Week, they will be caught up with the things and busyness of the world. Și în loc să mediteze asupra Scripturii și în săptămâna pe care o numim mare sau sfântă, ei vor fi distrași din nou de lucrurile acestei lumi și de afacerile pe care le au. And in order for us to understand the meaning and significance of Palm Sunday, we're going to look at this verse, these verses in Matthew 21. Și pentru a înțelege mai bine semnificația intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, e important pentru noi în această seară să ne uităm în versetele acestea care au fost citite din Matei 21. These verses 33 to 46, it's known as the parable of the wicked tenants. Această parabolă sau această pildă a Domnului Iisus Hristos din Matei 21 de la 33 la 46 este cunoscută ca și parabola vierilor la noi sau a celor a oamenilor răi angajaților. So let's just set the scene for this parable that Jesus told. Și pentru a înțelege mai bine scena în care despre parabola aceasta pe care o spune Domnul Iisus Hristos. So Jesus entered Jerusalem on the Monday and for the next two or three days he spent time in the temple area teaching the people. Domnul Iisus Hristos după ce a intrat în Ierusalim luni, a petrecut următoarele două zile învățând pe oameni în curțile templului, în area templului. And as he was there teaching, the religious leaders really hated him being there. Și în timp ce el învăța pe oameni, liderii religioși, mari preoți, îl urau și erau împotriva lui pentru că el era acolo. Remember that at this point that Jesus, as he taught in the temple, he'd already driven out the money changers, which also provided an income stream for the priests. Și amintiți-vă că acum când el învăța pe noroade în templu, înainte Domnul Iisus Hristos a scos afară vânzătorii de schimbătorii de bani, ceea ce a dus o pierdere pentru visteria templului și pentru mari preoți. When Jesus exercised his authority to drive out those money changers, he made the priest seem small and insignificant to the ordinary people. Când Domnul Iisus Hristos a exercitat autoritatea și a scos afară pe acei oameni care schimbau în templu, asta i-a făcut pe marii preoți să se simtă mici și neimportanți în fața oamenilor. You see, the religious leaders, they've had many years of training in order to be teachers and rabbis, and they thought, who is this man from Galilee? He's only a carpenter. Și pentru că ei aveau în spate mulți ani în care s-au pregătit să fie preoți și învățători și acum a venit acest om despre care ei ziceau cine este acest învățător care în realitate nu este decât un tâmplar din Nazaret. We can imagine them thinking, who on earth is this man? Who does he think he is coming into our area and teaching? Și ne putem imagina că zice, cine se crede omul acesta de vine în area noastră, în templu unde ei se credeau stăpâni și învață pe oameni. In fact, we know that that's what they were saying because we look at Matthew 21, verse 23. Știm că asta spuneau, dacă ne uităm în Matei, capitolul 21, versetul 23. Iată ce spune cuvântul Domnului. Iisus a dus în templu și pe când învățea în rodul, au venit la el preoți și mai de seamă și bătrânii în rodului și au zis, cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? So probably by Wednesday of this week,
Jesus told two particular parables. Cel mai probabil miercuri în săptămâna patimilor, Domnul Iisus Hristos a spus două pilde specifice. And the second parable that he told, it really was powerful. Și aceasta a doua pildă pe care o spune, pe care am citit-o, este una foarte puternică. But sadly, rather than producing repentance and sorrow in the hearts of the religious leaders, it made them even more determined to kill Jesus. Dar în loc să producă pocăință și smerenie în inima liderilor religios, această pildă produce mai multă indignare și determinare să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. And let's just spend some time understanding this parable. Să încercăm să petrecem puțin timp pentru a înțelege bine această pildă pe care le-o spune Domnul Iisus Hristos. Let's just read again verse 31. Să citim încă o dată versetul 33. Ascultați o altă pildă. Era un om gospodar care a sădit o vie. A împrejurit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. So this is a parable. Aceasta este o parabolă, o pildă. And what is a parable? Ce este o pildă? Well, it's a story based on everyday activities. Este o istorisire bazată pe lucruri de zi cu zi, pe viața de zi cu zi. And these everyday activities are used to illustrate a significant and profound spiritual meaning. Și aceste lucruri din viața de zi cu zi sunt folosite pentru a ilustra sau a învăța un lucru cu de importanță spirituală. So when Jesus begins to tell this parable about a landowner that had land and leased it out to vine dressers, people understood straight away what he was talking about. Așa că atunci când Domnul Iisus Hristos a început să vorbească despre acest om gospodar care avea o bucată de pământ, care a sădit o vie, care a dat unor vieri, oamenii au înțeles despre ce vorbește, cum stau lucrurile. Remember that many Jewish people didn't actually live in Israel, but they lived in the countries surrounding the Mediterranean. Amintiți-vă că mulți evrei în acea perioadă nu locuiau în Israel, ci erau împrăștiați în multe țări în jurul Mediteranei. Now, many of these Jewish people would have owned land in Israel, but they would have actually lived in the what we would call the diaspora, the Jewish diaspora. Și mulți dintre acești evrei, chiar dacă nu locuiau în Israel, aveau un pământ în Israel, în timp ce locuiau în diaspora, aveau locul lor și pământul lor în Ierusalim sau în Israel. Think about the Apostle Paul. He was a member of the Jewish diaspora. Amintiți-vă și de Apostolul Pavel. El a fost un membru a diasporei evreiești. He was a native of Tarsus, which is in modern-day Turkey. El a fost nativ din Tars, loc care astăzi este în Turcia modernă. And just to help you understand it more, many Romanian people live and work overseas, but they own property in Romania. Și ca să ne fie mai ușor să înțelegem, gândiți-vă și la mulți români care lucrează în străinătate și locuiesc în străinătate, dar au în același timp proprietăți și locuri în țara noastră. I think you understand the point I'm trying to make. Cred că înțelegeți ideea pe care vreau să o subliniez. So this man that owned land, he wanted to ensure that while he was living away, that the land was being used in a productive way. Omul acesta vrea să se asigure că în timp ce el pleacă și își vede de viața lui acolo în altă țară, pământul lui este folosit într-un mod productiv. Land is valuable, and he didn't want that land to be overgrown with vegetation and trees. Pământul pe care îl are știe că este de valoare și nu vrea să fie să fie pierdut profitul cu anumite buruieni și alte lucruri care nu sunt folositoare. He looked at that land and realized that it had the potential to bring him in an income. El se uită la acel pământ și vede că este în el potențial să-i aducă un câștig. But as he lived overseas, how could it bring him in an income if he wasn't there to work the land? Dar, pentru că el locuiește în altă parte, cum ar putea să folosească pământul acela și să-i aducă câștig în
timp ce el nu este acolo în țară. Now this man, he's an astute businessman. Omul acesta, așa cum vedem de aici, ne înseamnă că este un om de afaceri priceput. Now, how do we know that? How do I know that he's an astute businessman? De unde știu că este un om de afaceri bun? Well, he increases his potential profitability. El caută să-și mărească potențialul profitului său. The scripture says he planted a vineyard, set a hedge around it, and dug a wine press in it and built a tower. Textul spune că a sădit o vie, a împrejurit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. As soon as he planted that vineyard and put a wine press there, it became a valuable asset. În momentul în care el a plantat o vie și a pregătit acolo un teasc unde să fie stor vie, înseamnă că el i-a dat acelei un potențial de câștig. It's interesting to note that before he did that, the land was virtually worth nothing. E important să notăm că înainte să facă asta, pământul acela era nu era bun de nimic. It wouldn't have been of much use for growing vegetables. Nu era folositor pentru a cultiva vegetal, legume sau. It wouldn't have been of much good for grazing cattle or sheep. Nu era nici prea bun pentru a crește animale. Well, why do we know that? De ce? Well, because grapes grow in soil that is very poor. Pentru că, de obicei, via crește într-un pământ care e foarte sărac. That's why grapes thrive where other things do not grow. De aceea, via produce câștig și rod în locuri unde alte lucruri nu îți aduc profit. You see what I mean? This man is an astute businessman. Vedeți punctul. Omul acesta este un om înțelept în afaceri. So what happens next after he plants this vineyard? Ce se întâmplă după ce își plantează via? Well, it says that he leased it to vine dressers and then he went into a far country. Ne spune că a încredințat-o, a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. This man, he enters into a legally binding contract with this group of wine producers. El a intrat, este ideea aici, într-un contract legal cu niște producători de vin. You know, this contract that he enters into, it's a very interesting contract. Vedeți, contractul acesta în care el a intrat cu acest producător de vin, e un foarte interesant. It's very much geared up, it's to the advantage of the vine dressers. E foarte, acest contract era foarte mult în favoarea acestor producători de vin. You see, this man, not only is he an astute businessman, he's also a very fair man. Nu este doar un om de afaceri înțelept, ci este un om foarte corect. You know, this is the sort of man that we'd want to do business with. Este un tip de om cu care vrei să ai de afaceri și să faci afaceri. This is not the sort of man that would cheat you. Nu este felul de om care te înșală. You see, the arrangement is that if they produce wine, then all he asks for is a share of the harvest. Înțelegerea este că dacă ei produc vin, la vremea rodului să-i dea și lui o parte. So there's no money involved in here, simply a share of the harvest. Nu sunt implicați bani, nu le cere bani, ci doar să împărtășească din ceea ce produce, din vin. And why the man is fair is this. Și de ce omul acesta este drept? If there's a bad year and there's no harvest, then the landowner also takes no fruit. Dacă este un an rău și nu este niciun profit, el nu are niciun câștig. He too bears the loss. Și el împărtășește pierderea. Wouldn't you be interested in a business opportunity like that? Nu, oricine ar fi interesat într-o oportunitate de afaceri așa corectă? Well, this is the type of man that Jesus is trying to portray here. A fair man. Acesta este tipul de om pe care Domnul Iisus Hristos caută să-l portretizeze în acest text. Un om corect.
Are you starting to begin to understand this parable? Începeți să înțelegeți această pildă? Well, verse 34 says, now when vintage drew near, this man sent his servants to the vine dressers, that they might receive his fruit. Versetul 34 spune, când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vier ca să ia partea lui de rod. So, harvest time comes, it's probably September or October, the time where they gather in the grapes, and he sends one of his servants to collect some of the grapes. Așa că atunci când vine vremea secerișului sau a roadelor, probabil în septembrie sau octombrie, el trimite unul din slujitorii lui să ia partea lui de rod, să ia niște strumi. Remember, the grapes are the payment, the rent for the vine, for the vineyard. Amintiți-vă că strugurii sunt plata pentru vie. Now this is perfectly reasonable. It's part of the agreement that he has with these vine dressers. E total corect. Asta a fost înțelegerea. Când vine vremea roadelor, să ia și el partea lui de rod. Remember that they have the full use of the vineyard in exchange for giving him some of the fruit. Ei aveau control întreg asupra viei ca să-i dea lui doar o parte din rod. Now, what right-thinking person would feel that that was wrong? Ce persoană care gândește normal s-ar putea gândi că asta e ceva rău? No one would think that that was a bad thing. Nimeni nu s-ar gândi că aceasta este ceva rău. The people that were listening to Jesus as he told this parable, they would be nodding in agreement and saying, yes, that's a reasonable thing to do. Oamenii care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos îi gândeau dreptate, da, ceea ce a cerut acel stăpân e ceva rezonabil, e corect să ceară. And that's why what Jesus goes on to say after this is truly shocking. Și de aceea ceea ce urmează să spună Domnul Iisus Hristos mai departe este cu adevărat șocant. It says here in verses 35 to 36. Uitați-vă în versetul 35 și 36. And the vine dressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first, and they did likewise to them. Versetul 35 și 36. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai primit alții mai mult decât cei din tâi și vierii i-au primit la fel. Why did they do this to this man who had been fair and just to them? De ce au făcut asta cu omul acesta care a fost drept, corect cu ei? Not only is a fair and reasonable man, he's also extremely patient with these people. Uitați-vă, nu numai că este un om foarte corect cu ei, este un om foarte răbdător cu ei. Some people would say he was far too patient with these vine dressers. Cineva, mulți zic, a fost prea îngăduitor, prea mult răbdător cu astfel de oameni. Some people would say, why didn't he punish those vine dressers after they had abused his first servant? Unii zic, de ce nu i-a pedepsit după ce l-au bătut pe primul servitor? But remember that Jesus is telling a parable and he's also making a point. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos spune o pildă ca să accentueze un adevăr, să sublinieze o idee foarte importantă. What does it say in verses 37 to 39? Acum uitați-vă ce spune în versetul 37 la 39. Versetul 37 la 39. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. So, when the son appears to collect the fruit, așa că atunci când vine fiul moștenitorul să culeagă fructele, să primească rodul, they think if we kill the son, we can take the vineyard for ourselves. Ei încep să gândească că dacă îl omoară pe fiul, ei pot să ia via în întregime pentru ei. Because remember, the son inherited the vineyard if his father died. Pentru că fiul este moștenitorul viei atunci când tatăl moare.
Maybe they even thought that the father was dead and that's why the son came to collect the rent. Ei se puteau gândi chiar că tatăl deja a murit, dacă fiul deja vine să culeagă rodul. They thought that if they killed the son, they could own the vineyard and nobody would be able to do anything against them. Ei acum au gândit, dacă îl omoară pe fiul, ei pot lua în întregime via și nimeni nu mai ne poate face nimic. In return for the kindness and fairness of this man, they had devised an evil scheme. În ca răspuns la bunătatea, răbdarea, dreptatea acestui om, ei vin cu o strategie atât de rea și de păcătoasă. You see, those that were listening to this parable, they would have had a sense of right and wrong. Vedeți, toți cei care ascultau această pildă a Domnului Iisus Hristos, ei aveau o înțelegere în ce privește binele și rău, sau ce este corect și ce nu este corect. They knew the scriptures. Unii dintre ei, sau mulți dintre ei, știau scripturile. And as Jesus told this story, they would have been very indignant at these people. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos le spunea această parabolă, ei au devenit foarte mânioși împotriva acestor oameni, împotriva ei. They would have been outraged to think that these men would have treated the landowner, his servants, and his son in such a wicked way. Ei erau foarte indignați că acei oameni au tratat pe omul acela bun și slujitorii lui și pe fiul lui într-un mod atât de jos. And Jesus sees right into their hearts and he sees their indignation. Domnul Iisus Hristos se uită în inima lor și îl vede indignarea lor și starea lor. And he says to them and asks a question, what would be the appropriate punishment for these wicked men? Și el pune întrebarea corectă, versetul 40, acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor? Verse 40. Versetul 40. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers? Jesus is asking a question. Domnul Iisus spune această întrebare, ce le va face stăpânul când vine vierilor? So he says to them, this is the situation, you understand the scriptures, what should be the punishment? Acum le spune, asta e situația, voi știți scripturile, care va fi pedeapsa? And in verse 41 they give us the answer. Și în versetul 41 ei dau răspunsul. They said to him, to Jesus, he will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their season. Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde, și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. That is a perfectly good answer. Este un răspuns corect, un mod total corect. They gave Jesus the right answer based on the scriptures. Ei îi dau Domnului Iisus Hristos răspunsul corect bazat pe scriptură. They say that the guilty should be punished according to the scriptures. Ei spun cel vinovat trebuie pedepsit în conformitate cu scriptura. Genesis 9 verse 6. Geneza 9:6, cuvântul Domnului spune așa: dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. And then in Exodus 21 verse 12 it says, he who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. Exodus 21:12 spune, cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. And Leviticus 24 verse 17 says, whoever kills any man shall surely be put to death. Iar în Levitic 24:17 se întărește această poruncă, cine va da unui om lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. And we could also quote many other scriptures as well. Și putem cita multe alte texte din scriptură care întăresc această idee.
So those that were listening to Jesus telling this parable, they understood what the punishment should be. Cei care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos spunând această parabolă, ei au înțeles care trebuie să fie pedeapsa. And so, after these men had killed the servants and the son, they should be put to death, and the vineyard should be given to other tenants. După ce au ucis pe slujitor și pe fiul stăpânului, ei trebuie uciși și via trebuie dată altul. They gave Jesus a good answer. Justice would be done, and it would be seen to be done. Ei au dat un răspuns corect. Dreptatea trebuie să fie împlinită și o să o vedem împlinită. That's true justice. And we need to see more justice like that in our day. Aceasta e dreptatea, adevărata justiție. Și avem nevoie și în zilele noastre să vedem o justiție ca aceasta, corectă, dreaptă. But then, in response to this good answer that these men give to Jesus, Jesus seems to go off the subject of these vine dressers and goes into the Psalms. Și după acest răspuns corect, se pare că Domnul Iisus Hristos se îndepărtează de la acest răspuns al oamenilor care au cerut dreptate și au spus că așa este drept să fie și se îndreaptă spre Fiul. It seems to be slightly puzzling because Jesus then goes into Psalm 118, verses 22 and 23. Pentru că de aici Domnul Iisus Hristos merge în Psalmul 118, versetele 22 și 23. In verse 42, this is what it says. În versetul 42, citează din Psalmul 118, versetele 22 și 23. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures?" Domnul Iisus le spune, "N-ați citit niciodată în scriptură?" "The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes." N-ați citit că piatra pe care au lepădat-o zidare a fost să fie pusă în capul omului. Domnul a făcut lucrul acesta, acest lucru și este minunat în ochii noștri. So there's a question that we need to ask ourselves here. Este o întrebare pe care trebuie să ne punem când citim aici. Why does Jesus quote this passage of scripture in response to the answer that the leaders gave concerning the wicked tenants? De ce Domnul Iisus Hristos citează acest pasaj din scriptură ca răspuns la adevărul pe care liderii religioși îl spun cu privire la vierea aceia răi? I wonder if you can think about it. Vreau să mă întreb dacă v-ați gândit. Any ideas why he might be asking that question? Aveți vreo idee de ce Domnul Iisus Hristos pune această întrebare? N-ați citit niciodată în scriptură că... What is this stone that is rejected by the builders and thrown to one side? Ce este această piatră care a fost lepădată de zidar și pusă deoparte? Jesus is talking about what's going to be happening on Friday. Domnul Iisus vorbea acum despre ce se va întâmpla vineri. Jesus is indicating here that he is going to be crucified in 2 days after telling this parable. Domnul Iisus le dădea indicii că el va fi crucificat la 2 zile după ce va spune, după ce spune această pildă. This stone, which was previously considered of no value, has now become so important that it's the cornerstone, the foundation stone. Această piatră care la început este considerată fără valoare și lepădată devine piatra din capul lungului, piatra de fundație, cea mai importantă. The foundation stone, the foundation is the most important part of any building. It holds everything together. Piatra de fundație. Fundația este cel mai important lucru pentru fiecare clădire, este ceea ce ține toate lucrurile. Without this foundation stone, the building lacks strength and will collapse. Fără această piatră de fundație sau fără fundație, o clădire va cădea sau va prăbuși în cele din urmă.
30 or so years after Jesus' crucifixion, the whole temple area where he told this parable was razed to the ground. Și asta s-a întâmplat exact unde Domnul Iisus Hristos a spus această pildă, la 30 de ani mai târziu. Toată area templului s-a prăbușit. Templul, tot ce era acolo, n-a rămas așa cum a spus el, piatră pe piatră. That whole temple structure was razed to the ground and the priestly system collapsed forever more and it's never been restored. Templul și tot sistemul preoțesc a căzut și niciodată nu va mai fi restaurat în felul acesta. For 2000 years the Jews have never been able to worship in the temple. De 2000 de ani evreii nu mai se pot închina în templu. The whole structure, both the building and the priestly system, were completely destroyed. Ambele structuri ale închinărilor, templul și preoțimea, au fost în mod complet distruse. And then Jesus reveals the true meaning of this parable. Apoi Domnul Iisus Hristos descoperă adevăratul înțeles al acestei parabole. And here we find out from the parable who the landowner really is. Aflăm din pildă, din explicația pe care Domnul Iisus Hristos, cine este stăpânul cu adevărat. Who does the landowner represent? Pe cine reprezintă acest stăpân, acest om gospodar? Verse 43. Versetul 43. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. So who is the landowner? Așa că cine este stăpânul sau gospodarul? It's God. Dumnezeu. It's God. Dumnezeu. And who are the servants that he sent? Cine sunt slujitorii pe care i-a trimis? Who are these servants that he sent to collect the fruit? Cine sunt slujitorii pe care i-a trimis să aducă roade, să adune roada? Each of those servants that he sent to collect fruit and were killed represent the Old Testament prophets. Toți slujitorii aceia pe care i-a trimis au fost omorâți și bătuți, reprezintă profeții din Vechiul Testament. Including the last Old Testament prophet, John the Baptist. Inclusiv ultimul profet al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul. And so, of course, who is the son that the Father sent? Cine este fiul pe care Tatăl a trimis să culeagă și-l roada? Well, of course, it's the Lord Jesus Christ, isn't it? Sigur, este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. But who are these wicked tenants, the vine dressers, that killed the prophets and killed the Son? Cine sunt acești vieri răi care i-au ucis pe profet și l-au ucis și l-au crucificat pe Fiul? Well, of course, it was the very people that were listening to Jesus tell that parable. The Jews, particularly the religious leaders. Erau oamenii care l-ascultau pe Domnul Iisus, evreii, în mod special liderii religioși ai evreilor. Can you see that? Puteți vedea asta? And as they listened to that parable, so it became clear to them that Jesus was talking about them. Observați că în timp ce Domnul Iisus Hristos le spunea această pildă pentru ei, el a clar că vorbea despre ei. When they were angry with the vine dressers, they were actually, it was themselves that they should have been angry with. Când erau mânioși împotriva vierilor, ei trebuia să fie mânioși împotriva lor înșiși. And what about this living stone and which nation will bear fruit? What is Jesus referring to there? Dar cine este această piatră și această națiune sau neam care va aduce rod? Despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Well, the answer is in 1 Peter 2, verses 4 to 10.
Răspunsul este în 1 Petru, capitolul 2, versetele 4-10. Iată ce spune cuvântul. Apropiați-vă de El, piatră vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, căci este scris în Scriptură. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se crede, se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dat pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. And who was Peter writing that epistle to? Cui scrie Petru această epistolă? Well, it's to you and to me, to Christians. O scrie pentru mine, pentru tine, pentru creștini, pentru noi. Isn't that amazing? Isn't that wonderful? Nu este aceasta uimitor, minunat? The significance of this parable that Jesus told was not lost on those Jewish religious leaders. Semnificația acestei pilde nu este pierderea liderilor religioși ai evreilor. Ei n-au pierdut. They fully understood what Jesus was saying and they were filled with rage towards him. Ei au înțeles exact ce a spus Domnul Iisus. Ei n-au pierdut înțelesul pildei, ci au înțeles-o și au fost mânioși împotriva lui. And they were determined by that point to do whatever was necessary to destroy Jesus. Și au fost mai determinați din acel moment să facă orice este necesar pentru a-L omorâ pe Domnul Iisus. It says this in verses 44:5-46. Asta ni se spune în versetele 45 și 46. După ce au auzit pildele lui, preoți cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. You know, this parable, I said it was known as the parable of the wicked tenants. Am spus, parabola aceasta este cunoscută ca parabola vierilor răi. But it could equally be known as the parable of the murdered son, because that would be completely accurate. Dar, de asemenea, poate fi cunoscută și poate fi numită și parabola fiului ucis, pentru că este în totalitate adevărat. As Jesus went through this parable, he was actually prophetically showing what would happen to himself within 48 hours of telling it. În timp ce Domnul Iisus Hristos le spunea această pildă, el le spunea profetic ce se va întâmpla cu el în 48 de ore. But he was also telling the Jews what would happen to them within the next 30 or so years. Dar de asemenea le spunea evreilor ce se va întâmpla cu ei peste 30 de ani sau ceva mai bine. Because in AD 70, Titus completely destroyed Jerusalem and the streets literally ran with the blood of those that were killed. Pentru că în anul 70, așa cum știm, generalul roman Titus a distrus în mod complet cu armatele lui Ierusalimul și pe străzile Ierusalimului curgea sânge. And as I said before, that when that temple was destroyed, so also the whole of the sacrificial system collapsed with it. Și atunci când templul a fost distrus, întreg sistemul preoțesc cu jertfele a căzut. To be a priest, to serve in the temple, you had to produce accurate family lineage that you were descended from Aaron. Ca să fii preot și să slujești ca preot în acea vreme, trebuia să dovedești în mod 100% corect că ești un descendent al lui Aaron. It was impossible to be a priest if you could not prove your family lineage.
nu puteai să fii preot dacă nu puteai să dovedești descendența familiei tale din Aron. When the temple was destroyed, the Romans also destroyed all the records of the families of the priests. Când romanii au distrus templul, au distrus în același timp toate înregistrările, toate documentele care arătau descendența preoțească a evreilor. That's why it's impossible today for there to be Jewish priests, because they don't know who descended from Aaron. De aceea acum e foarte greu pentru evrei să refacă preoția, pentru că nu știu exact cine sunt descendenții lui Aaron. But there is only one man, the priest between God and men. Dar acum este un singur preot între Dumnezeu și oameni. There is only one priest. Este unul singur care este preot. The Lord Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. And whoever falls on this stone will be broken, but on whoever it falls, it will grind him to powder. Versetul 44 spune, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea, ea îl va spulbera. And Jesus says here, for those who will not have him as their deliverer, he will come as their destroyer. Domnul Iisus Hristos spune că cine nu l-are pe el ca și eliberator, mântuitor, îl are pe el ca judecător și cel care îl va pedepsi. You know, this parable, it demonstrates God's gracious provision for men and women, His patience with their unbelief and their rejection. Această pildă ne demonstrează grația și bunătatea lui Dumnezeu pentru oameni și femei, răbdarea lui vis-a-vis de necredința lor și respingerea lor. In this parable we see God's love in sending His Son for the salvation of men. În această pildă vedem dragostea lui Dumnezeu care își trimite Fiul pentru salvarea omului. But this parable also displays His righteous judgment that will be executed against those who refuse to accept Him. Dar de asemenea această pildă ne arată judecata divină care va fi executată împotriva tuturor celor ce resping pe El. Now, I said to you at the very beginning that we would see here clearly the link between Palm Sunday and Good Friday. Am spus de la început că aici vedem legătura între intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și Vinerea Mare. And this is it. Listen very carefully. Și aceasta este legătura. This parable also portrays Jesus' deity as the Son of God. Această pildă portretizează divinitatea Domnului Iisus Hristos ca și Fiul al lui Dumnezeu. It demonstrates His obedience to the Father's will. Demonstrează ascultarea Lui față de voia lui Dumnezeu, față de voia Tatălui. It demonstrates His willingness to come to earth and die for our salvation. Demonstrează voința Lui de a veni pe pământ și a muri pentru mântuirea noastră. And it also displays that day that He will come as the instrument of God's divine judgment. Dar de asemenea descoperă și acea zi în care El va veni ca și un instrument al judecății divine. And when He comes in judgment, He will break into pieces each and every one of those people who've rejected Him. Și atunci când va veni, îi va face bucăți pe toți cei care L-au respins pe El. This was all part of the plan of God with the Son and the Holy Spirit in eternity past. Totul face parte dintr-un plan al Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt pe care L-au făcut în veșnicia trecută. Don't think that what happened on Palm Sunday and Good Friday was a series of unfortunate events. Nu vă gândiți că ce s-a întâmplat în Duminica Florilor și în Vinerea Mare crucificarea Domnului Iisus fac parte din niște evenimente nefericite, scăpate sub control. Don't think that if Jesus had been more accommodating of those religious leaders, they might have been willing to have let Him go free.
Nu vă gândiți că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost mai bun, cumva, mai înțelegător cu liderii religioși și el ar fi lăsat să plece liber. Every single moment of that events of those week, those days, were planned by God. Fiecare moment din acele zile și din acea săptămână au fost plănuite de Dumnezeu. Isn't it amazing? Nu este aceasta uimitor? And I hope that during this Palm Sunday, as we celebrate the Lord's victorious entry into Jerusalem, we'll remember this was all part of God's plan for our salvation. Și mă rog și doresc ca în timp ce vom sărbători din nou intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, să ne gândim că totul este parte din planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. The Jews rejected Jesus. Evreii l-au respins pe Domnul Iisus. But may we embrace him as our Lord and our Savior, as he came into this world to save us at such great cost in obedience to his Father. A fie ca noi să-L îmbrățișăm și să-L primim ca Domnul și Mântuitorul nostru care a venit în lume în ascultare de voia Tatălui să ne mântuiască. Amin. Amin.